Vin vești deloc bune în privința infectării cu noua variantă a SARS-CoV-2 Omicron. O clinică din România care face secvențieri pe cazurile de COVID-19 arată că în doar o săptămână ponderea infectărilor cu noua tulpină s-a dublat. Altfel spus, s-a ajuns ca suspiciuni de Omicron să apară în aceste secvențieri în proporție de 78% față de 35% săptămâna trecută. Reprezentanții companiei nu exclu să ajungem chiar și la 50.000 de cazuri raportate zilnic în următoarele două săptămâni. Se observă că numărul de cazuri crește sistematic, foarte mult de la o zi la alta, în anumite județe și ne așteptăm ca această evoluție să fie la nivel național în următoarea săptămână. Deja alte 137 de suspiciuni cu Omicron au fost identificate de o clinică din România, după o evaluare pre-screening a unei probe pozitive COVID-19 din Cluj, București, Timiș sau Brașov. Biologii companiei au analizat în total 175 de cazuri. Dacă datele vor fi confirmate prin noi teste, atunci procentul de pozitivare cu Omicron a ajuns la 78 de la 35 săptămâna trecută, adică mai mult decât dublu. Specialiștii companiei spun că România ar putea ajunge la 50.000 de cazuri pe zi în următoarele două săptămâni. Cum cifrele raportate oficial ar fi de cel puțin 5 ori mai mici, este posibil ca numărul de infectări să ajungă în mod real la 250.000 pe zi în următoarele 14 zile, mai spun oficialii clinicii. Pe un alt lot analizat pe baza secvențierii, clinica a descoperit 28 de suspiciuni cu Omicron din 30, doar că în numai o săptămână, din 30 decembrie până în 7 ianuarie, s-a ajuns la 138. Evoluția Omicron este așadar fulminant de dramatică. Există această posibilitate, modelele matematice sugerează această evoluție cu un număr mare de cazuri, care cu o cazuistică care să crească rapid. Probabil că acum vom vedea deja începând de luni cazurile din perioada revelionului. Trebuie să spunem că s-a observat că la varianta infectării cu Omicron perioada de incubație este mai scurtă, de 5-7 zile. Și atunci ne așteptăm ca în perioada următoare să fie în circulație tulpina Delta cu infectare și cu perioada de incubație de până la 14 zile și Omicron cu perioada de incubație 5-7 zile. Se vor suprapune aceste vârfuri de cazuistică. Specialiștii spun că infecția cu Omicron ar putea crea mari probleme medicale persoanelor nevaccinate sau celor care prezintă comorbidități. Din ceea ce s-a observat până acum, epidemiologii spun că între 15 și 20% dintre persoanele infectate vor necesita spitalizare și dintre acestea probabil că între 8 și 10, 12% ca procent vor necesita servicii de terapie intensivă sau de suport cu oxigen.